găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi o să vorbim despre turismul gorjan, pentru că este Ziua Mondială a Turismului. În prima emisiune, pentru că vor fi două în această seară legate de turism, invitatul meu este Adrian Tudor, viceprimarul orașului Târgu Jiu, pentru că, bineînțeles, Târgu Jiu este centrul turismului gorjan, îl avem aici pe Brâncuș. Bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc pentru gândurile că suntem centrul turismului gorjan. Într-adevăr, o putem spune cu mândrie mai mult decât atât. La nivelul Olteniei, cel puțin, deținem perla coroanei atunci când vorbim de și turism. Și la nivelul țării, și dacă nivel e să luăm pe turismul cultural, garantat. Categoric. Turismul cultural cred că este nișa pe care trebuie să atacăm în momentul de față, turismul cultural, pentru că nu ne-ar permite acest ansamblu pe care îl deținem în interiorul orașului să facem un alt gen de turism. Și vă dau un exemplu. Sunt voci care spun de ce nu putem să facem și noi un festival cum e Untold la Cluj, de exemplu. Din mai multe motive, dar unul dintre ele este acela că totuși aici vorbim despre un turism cultural, vorbim de o zonă sacră pentru România, vorbim de un oraș care a cedat o parte din el pentru a se ridica un ansamblu în cinstea eroilor neamului, căzuți în primul război mondial și eroi care, prin sacrificiul lor, au creat România Mare în 1918. Iar acest ansamblu este făcut de Constantin Brâncuș, care este considerat la nivel mondial părintele sculpturii moderne. Și atunci indiscutabil vorbim despre Constantin Brâncuș și aici orice am spune poate ar fi deprisos. Am avut deseori un punct de vedere la care țin. Poate că uneori nu trebuie decât să facem efortul de a lăsa pe Brâncuș să se promoveze singur. Pentru că, totuși, încă se caută a fi înțeles Brâncuș la nivel mondial. Și atunci trebuie să-l lăsăm pe Brâncuș, care a dat puține explicații operelor pe care le-a lăsat omenirii, cu atât mai mult operelor de la Târgu Jiu. Iată că nu există nimic concret din partea lui Brâncuș de ce a creat așa și ce semnificație are acest ansamblu Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Ne lasă, ne provoacă să gândim fiecare căutând, văzând formele, căutând explicația pe care ne dorim și care ne-ar ajuta mai departe la o dezvoltare. Pentru că orice operă de genul acesta, indiscutabil, te ajută să te dezvolți pe mai departe. Clar, și ne ajută să ne dezvoltăm dacă știm cum să o facem și din punct de vedere economic, pentru că spun, nu o noutate, economia, industria în Gorj este într-un oarecare regres din cauza colosului CEO, care este permanent în scădere, se reduc numărul locurilor de muncă și automat puterea de cumpărare scade, automat firmele care au colaborare cu CEO au de suferit și corect, automat da. Existând un regres în domeniul industrial, trebuie să căutăm o alternativă și am găsit această alternativă în turism. Să știți că despre o alternativă în turism știți foarte bine și dumneavoastră că discutăm de ani buni. După 90 toți spuneam că șansa zonei este turism. Însă eu, de când mă ocup direct și am relația directă cu hotelierii din Târgu Jiu, cu oamenii implicați în activitatea turistică din municipiul Târgu Jiu, am constatat că nu s-au depus foarte mari eforturi pentru a aduce turiști la Târgu Jiu, pentru a-și ocupa locurile de cazare dintr-un sit la județului Gorj. Târgu Jiu a beneficiat de un turism economic, pline cu oameni care au venit pentru business în zonă, și hidroelectric, am avut și petrol și gaz, posibilitatea unor hoteluri să fie ocupate. A fost, de asemenea, a ajutat turismul din punct de vedere al cazării. Noi trebuie să gândim și să mergem mult mai departe în acest moment. O știm cu toții, o spun mereu, Târgu Jiul încă este o locație de tranzit. Oamenii care vin, vizitează obiectivele turistice din Târgu Jiu și pornesc mai departe. Nu reușim să păstrăm în Târgu Jiu turiștii care vin și unul din principalele motive este acela că încă nu găsim niște pachete turistice la noi la Târgu Jiu. Operatorii de turism, proprietarii de hoteluri încă nu
își creează, așa cum ar trebui, aceste pachete turistice. Și le vor crea cu siguranță, pentru că ăsta este viitorul. În sensul că un turist care vrea să vină la Târgu Jiu, pe lângă faptul că vizitează operele, ca să rămână aici trebuie să îi oferi și altceva. Trebuie să știe proprietarul de hotel să promoveze și activitatea de rafting pe Jiu, de exemplu, sau de alpinism. Și avem cu cine să facem. Sunt organizații non-guvernamentale care trăiesc din așa ceva și care pot inclusiv salva Mont Gorj, care pot fi alături de ei și pot ajuta turiștii să se simtă bine într-o astfel de activitate. Încă nu, de curiozitate, putem merge împreună să solicităm o cină gorjenească într-un spațiu autentic. La niciun hotel, probabil în Târgu Jiu, în de față, nu ne poate oferi o astfel de cină pentru grup. Și nu e greu pentru 2-3 zile sau pentru 3 nopți de cazare aici să găsești un program. Că poți face vizite la peșterile și mănăstirile din județul Gorj, care sunt impresionante și care au ce să arate. Vă dați seama că într-o peșteră a județului Gorj, adică la peștera Muirii, este identificat cel mai vechi craniu de om din această lume, o spun specialiștii. Da? Iată că avem o poveste. Iată că avem o poveste la peștera Polovraj cu Zamolxis și cu cetatea dacică deasupra. Iată că avem poveștile interesante, pline de istorie, de la mănăstiri, care n-au însemnat doar lăcașuri de cult, care au însemnat în istoria noastră, au fost prezente mănăstirile, că s-a ascuns Tudor Vladimirescu, că s-a ascuns tezaurul țării în acea mănăstire la Tismana. Iată că avem ce să arătăm. Și avem un muzeu al tezaurului în momentul de care față. Care e foarte bine realizat, foarte bine realizat și foarte vizitat. Este un plus pentru Gorj acest muzeu că a luat ființă. Deci putem într-o altă zi, de exemplu, să avem la muzeul satului de la Curtișoara, muzeul arhitecturii țărănești, nu? De la Curtișoara, o vizită unde se poate servi și masă tradițională, unde se pot practica dansuri, obiceiuri gorjenești. Nu inventăm noi roata. Noi trebuie să facem ce facem noi ca turiști sau ce ne place nouă să facem ca turiști atunci când mergem în diferite locuri din această lume. Că fiecare merge în Grecia și seara dansează cu niște dansatori, nu neapărat profesioniști. Noi avem profesioniști, adică avem un plus valoare categoric. Avem și profesioniști, dar avem și amatori. Avem dansuri de la localitățile. Exact, care sunt susținute de Consiliul Județean, face eforturi pe Școala Populară de Arte să susțină, primăriile fac astfel de eforturi, să le susțină. Iată că putem să oferim turiștilor care vin aici timpul liber pe care și-l doresc să-l umple cu astfel de evenimente. Iată că au apărut atâtea zone complex de relaxare, cu piscine, cu zone de distracție, nu doar în Târgu Jiu, și în județul Gorj. Deci avem ce să facem. Terenuri de sport bine cotate. Gândiți-vă că în Târgu Jiu am avut în această vară 3 competiții de tenis mari. Au fost aici 300 de sportivi cu însoțitori. Dacă facem un simplu calcul, 20 de euro pe zi, timp de 20 de zile, 600 de oameni, sunt 120.000 de euro care au intrat în municipiul Târgu Jiu, cel puțin. Și sunt sportivi și este un gen de turism. Asta care pentru că trebuie s-au făcut să-l cele două terenuri, dacă sunt, nu mă înșel, da, sunt mai, și, nu doar, nu vorbesc la, da, sunt mai multe, vorbim de un complex de care oferă astfel de posibilități. Avem 2 deja, dar eu vorbesc aici de un turneu cu Federația Română de Tenis, un turneu internațional cu puncte ATP și așa mai departe. Nu sunt de specialitate, dar am văzut că se poate. Deci noi dacă încurajăm oamenii din domeniul respectiv, și asta încercăm să facem, pentru că la întâlnirile pe care le avem mereu cu proprietari de hoteluri, care spun, dom'le, îmi vine un grup, de unde iau un ghid? Iată, primăria Târgu Jiu are deja 2 persoane ghid pe limbă franceză, ghid pe limbă engleză. Avem angajați la centru care discută foarte bine în limba italiană. Sunt oameni care vin din mediul privat, care, spre bucuria noastră, au ales să vină să lucreze într-un sistem de stat. Și persoane, deci, cu o anumită experiență,
pe care îi punem la dispoziție oricând celor care sunt interesați, pentru că toți trebuie să tragem la căruța asta. Eu am rămas surprins la un moment dat când am fost întrebat de ce primăria nu face suveniruri, de ce primăria nu face magneți de frigider. Pentru că și eu consider că totuși rolul primăriei este altul. Rolul primăriei este acela de a crea un oraș în care turiștii se simtă bine. Un oraș care să fie curat, un oraș cu utilități puse la punct, la standarde europene, un oraș care să, în care să fie în siguranță, un oraș bine, bine promovat. Asta trebuie să fie cu suvenirurile, nu trebuie să fie o inițiativă sau da, să fie o activitate a primăriei. Dar nu este o lipsă asta, pentru că aceste suveniruri există, ați creat un centru de informare. Sigur, unde există, se vând suveniruri în regim de consignație și aduse de către privați. Sigur că da. Așa că noi am făcut există acest suveniruri. Sigur. De ce normal că, primăria? Normal că mi-aș dori mult mai mult, mi-aș dori ca în fiecare hotel să găsim suveniruri. Mi-aș dori ca în fiecare magazin, așa cum vedem peste tot. Din Târgu Jiu să existe un raft undeva, un panou unde să fie suveniruri cu Târgu Jiu. Nu cred că mai e mult până la această etapă. Până când înțelege privatul că trebuie să se implice, pentru că este o investiție. Sunt foarte multe persoane, foarte mulți tineri care vin la primărie, se interesează, spun că n-au loc de muncă, întreabă, caută un loc de muncă. Le recomand să gândească o astfel de afacere, la toți le recomand. Să gândească o astfel de afacere. Pentru că primăria nu trebuie să dețină monopolul în ceea ce privește producția și vânzarea de suveniruri. Și nici nu e activitatea ei. Și nici nu se fac administrație. Nu e... Pentru că e foarte simplu. Un funcționar public are un program de 8 ore pe zi. Un funcționar public nu este pregătit să facă marketing, să vândă produse și așa mai departe. Am găsit formula asta totuși ca să încercăm să ajutăm atât cât putem. Însă trebuie să fie o inițiativă privată. Și mai mult decât atâta, trebuie să încurajăm, și aici mă bucur că am o relație foarte bună și cu Școala Populară de Artă, care face niște proiecte și susține meșterii populari din acest județ, și suntem într-un proces prin care, într-un program prin care dorim să vindem astfel de produse autentice la centrul de informare turistică, la la magazinul centrului Brâncuș din parc, să le recomandăm către hotelieri aceste produse autentice, gen suvenir. E o horă care trebuie să fie foarte mare și în care fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Începând de la școală, de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, unde, din punctul meu de vedere, vor trebui făcute eforturi și vor trebui găsit un profesor de sculptură, pentru că nu mai au un profesor de sculptură. Totuși trăim în Târgu Jiu și avem nevoie de un astfel de profesor de sculptură. Dau doar un exemplu. Avem nevoie de meșteșugari în lemn care să învețe pe elevi. Am văzut acum în Bulgaria, avem vizita unui director de liceu din Bulgaria. Eu am rămas impresionat ce se realizează acolo. Un liceu care 75% din activitate și-o finanțează din ceea ce produce. Mobilier unicat, tot felul de sculpturi mici deja. Lucrează cu certificate de autenticitate. Asta va trebui și să facem și noi. Și meseria pe care o vor practica. Acel tânăr nu va muri de foame, probabil, acel tânăr da? Nu va fi șomer. El va trăi decent, mai mult decât decent. De acord, dar pentru asta trebuie schimbată legislația și învățământul cred să că, facă cred altceva că și în România, nu ceea ce face sunt, acum. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e lipsit de interes faptul ar putea să facă, de exemplu, niște tineri care au talent să facă grafică de mici dimensiuni cu un hotel din Târgu Jiu, să nu dăm nume, cu arhitectura lui. Să facă o grafică și pe care să-i o vândă, eu cred că proprietarul de hotel le-ar cumpăra, că nu ar fi foarte scumpe, și el mai departe să le ofere suvenir sau să le vândă suvenir. Deci trebuie să vedem ce au făcut alții și trebuie să începem să lucrăm și noi, pentru că mă doare inima când merg pe Transalpina și văd că că acolo nu e niciun gorjan care vinde suveniruri. Da, toți sunt din Harghita și Covasna. Da, exact. Și atunci, despre ce vorbim? E nevoie să facem cursuri de antreprenoriat? Păi bun, dacă asta e problema, atunci trebuie să ne adunăm toți factorii responsabili și să predăm cursuri de antreprenoriat. Să predăm cursuri pentru meșterii popular care se ducă mai departe, copii care să învețe să facă astfel de lucruri. Sunt lucruri autentice. Eu nu cred că dacă se vând în toată lumea acele lingurițe metalice care pe codița lor au simbolul orașului pe care îl vizitezi
și sunt colecționari pasionați de astfel de suveniruri, nu s-ar vinde foarte bine niște lingurițe cioplite din lemn cu simboluri gorjenești pe ele? Eu cred că am dat lovitura cu chestia asta. Vorbesc, îmi răcesc gura de foarte multe ori, dar mereu pedalez pe chestia asta. Știu, multora le e frică de legislație, că trebuie să facă impozite, că vine fiscul, încerc să-i adun, să-i încurajez să vină să vândă la târgurile care le organizăm și noi primăria. Dom'le, vine fiscul, eu n-am casă de marcat, dom'le, dar dumneavoastră ești producător, ai alt statut, nu... Și uite așa, în loc să ne ajutăm și să ne încurajăm astfel de valori pe care le mai avem, reușim cu brio să îi arătăm că ei sunt mari evazioniști în această țară. Din păcate. Dar iată că identificăm ușor, ușor niște lucruri pe care putem să le facem și pe care trebuie să le încurajăm. Dacă ne dăm toți mâna în acest sens, eu cred că lucrurile vor evolua așa cum trebuie. Mici tendințe de genul ăsta există deja, adică și Muzeul Județean Gorj primește în consignația obiecte tradiționale. Cu dâns și iarăși am o foarte bună colaborare. Să știți că eu nu sunt specialist în domeniu. Eu merg și discut cu specialiștii de acolo. Cum stau lucrurile? Vin și eu cu ideile mele. Pregătirea pe care o am îmi permite să identific anumite probleme atunci când facem analize și oportunități, bineînțeles, ce ar trebui să facem. Asta e. Deocamdată, gândiți-vă că avem în Târgu Jiu, cred că jumătate din clasele de liceu sunt pe profil Mate.info. Da. Deci și restul nu reușim industrial, să scoatem și mecatronist, noi... de exemplu. Termină liceul respectiv și ei nu știu măcar cu ce se mănâncă mecatronica și dacă vor reuși vreodată să se angajeze. Sigur. Astăzi să știți că a fost la discuția care am avut-o cu reprezentanții agențiilor de turism și cu reprezentanții centrelor naționale de informare turistică, atâtea câte au fost prezente la Târgu Jiu, la invitația noastră, necesitatea de a avea licee unde să pregătim, deci licee strict pentru turism. Noi avem câteva clase în domeniul respectiv, la, economic, da. La liceu economic, lăudabil, foarte bine. Dar îmi dădeau exemplu la Sinaia, zice că e un astfel de liceu, unde profil cameristă, fac practică, hoteluri acolo, merg. Deci învață meseria asta timp de 4 ani. Ori la noi în România, că educația a devenit o mare afacere, universitățile trebuie să scoată doar juriști și economiști și firmele de formare profesională să reușească să te învețe între luni de zile să fii cameristă la un hotel. Și doar un exemplu, da? Nu mai vorbesc că te învață între luni de zile să fii și electrician. Dar trecem atunci peste deci asta. Deci am făcut 12 ani de școală sau mai mult. Pentru ce? Exact. Când tu, stat, trebuie să pe mine să mă pregătești în domeniul ăsta. Pentru că se plâng operatorii din turism, proprietarii de hoteluri, de restaurante, de localuri de alimentație publică, se plâng de lipsă de personal calificat. Nu mai există. E o mare problemă pentru România. Și nu doar care în domeniul ăsta. În și care sunt pleacă în străinătate. Care sunt buni, vă spun că... Chiar îmi spuneau astăzi, ajung pe vase de croazieră să câștige bani, nu poate nimeni să-i condamne. Aia corect. Da? Dar nu asta nu înseamnă că locurile de muncă de la noi nu pot fi ocupate de cei care categoric, hotărăsc să rămână în țară. Categoric. Că nu categoric, toată lumea așa, lumea dar trebuie să-i pregătim în domeniile în care vedem că avem nevoie. Gândiți-vă că avem 2000 aproape de locuri de cazare în Târgu Jiu. Asta înseamnă undeva la vreo, hai să zicem, 700 de camere de hotel. Pe aici, de hotel și de pensiuni. Sunt 700 de camere. Cam câte, de câte cameriste avem nevoie noi în fiecare zi? În condițiile în care avem peste 50% grad de ocupare în municipiul Târgu Jiu. Iată că este o oportunitate. Toți se plâng că nu mai găsesc oameni care să lucreze. Și salariile nu sunt mici. Sunt salarii decente. Da? Sunt salarii care oricând pot să crească. Atunci când muncești, evoluezi, ajungi mai bine și mai bine. Un bucătar nu poți să-l pregătești la un curs de 6 luni de zile. Un bucătar se pregătește. Un ospătar, uitați-vă că nu mai găsim, nu mai e ospătar cu meseria în sânge, să știe cum să-ți așeze lingurița la masă și paharul și... Din păcate. Și vrem să facem turism. Gândiți-vă că dacă vrem să facem turism de calitate, ne trebuie servicii de calitate. Aici trebuie să... Zâmbetul de calitate. Ne trebuie zâmbetul de calitate. Ca omul să se simtă corect, bine în corect, prezența ta. Corect. Deci foarte important. Să... Foarte important, foarte pentru că aici vin oameni... Ca să se simtă bine. Turistul se lasă pe mâna ta. Să știți că turistul, din punct de vedere psihologic, în momentul în care ajunge undeva,
El vrea să nu mai aibă nicio grijă. El a plătit să se lase pe mâna ta. Începând de la parcarea mașinii, să nu aibă nicio grijă, până la, domnule, dacă bea un șpriț mai mult, cum ajunge în cameră? E tot în regulă sau nu e în regulă? Da, sunt lucruri care sunt absolut reale. Nu e posibil, de exemplu, în zona Rânca, am avut discuții și acolo cu proprietari de hoteluri și sunt oameni care au venit și au investit acolo din țară, din București, din Craiova, din Constanța, avem chiar și din zona Brașovului, și care spuneau, dom'le, când am venit la Rânca, știind potențialul din zonă, cu ciobani, cu genul de mâncare, cu ce pot prepara, am zis că o să rupem în două. Chiar ne și gândeam numai la meniuri pe bază de oaie, berbecuț, pastramă și brânză de oaie. Deci nu avem unde să cumpărăm. O pastramă de oaie în zona Rânca, să n-ai de unde să cumperi. E strigător la cer. Despre ce vorbim? Ok, avem tradiții, avem de toate, dar totuși trebuie să ne ducem să vedem unde e problema. Vorbim de brand. Să ne creăm un brand. Care e brandul pe care ni-l creăm? Îl avem? Îl identificăm? Îl putem susține, brandul ăsta? Că degeaba ies eu mâine cu brandul Brânza Iute de Novaci. Dar găsesc continuitate să-mi facă Brânză Iute de Novaci 5 ani de zile de aici încolo cineva și pentru câtă cerere estimez. Lucrurile așa trebuie să făcute. S-au făcut pași importanți. Vreau să vă spun, la modul cel mai sincer, am avut într-una din duminicile în această vară, de curiozitate, împreună cu cei pe care i-am colegi de la poliția locală, într-o duminică am numărat doar autocarele și microbuzele care au oprit la coloană. Știți câte au oprit? 40. Într-o 40 duminică. De autobuze autocare. Și microbuze. Autocare și microbuze. Și microbuze. 40. Nu mai vorbesc de mașini proiate personal. Deci 40. Într-o zi. Într-o zi. Într-o duminică. Oamenii aia trebuie să vină aici și trebuie să lase bani aici. Deci gândiți-vă că sunt 40 de microbuze și autocare la un calcul simplu, cel puțin 1200-1300 de oameni. Cel puțin 1000 de oameni, na, să zicem așa, într-o zi, care au intrat în parcul de la coloană. Sunt oameni care nu acolo nu lasă niciun leu. Păi nu lasă niciun leu pentru că... Pentru că și toaleta primăria a pus-o la dispoziție gratuit, turiștilor. Mi se pare o chestie asta de civilizație. Asta nu e o problemă. Dar totuși activitățile de primire de... a trebuit făcute într-adevăr de privat, că nu o să facă primăria terase în jurul coloanei. Categoric. Privatul era vrea... un restaurant și s-a închis ăla, dacă nu mă înșel. Da, înțeles că s-a vândut casa respectivă. În fine, e altă da, poveste. Da, într-adevăr. Trebuie să renunțăm la ideea că astăzi deschid și mâine sunt milionar. Nu mai. A trecut vremea aia în care minerii disponibilizați cheltuiau milioane pe seară într-o cârciumă sau într-un restaurant sau într-un bar. Nu mai. Acum banul se câștigă greu, cu sacrificii, cu profesionalism, dar se câștigă sustenabil. Trebuie să înțelegi că e o afacere. Dacă vrei să ai un restaurant care să meargă, trebuie să fii acolo, să fii al tău. Și oriunde un mergem și să nu cauți peste noapte să te îmbogățești. Trebuie să muncești, să ți le pui. Știu, sunt taxele foarte mari. Sunt pentru angajați. Trebuie să găsești în permanență, e o provocare business-ul ăsta. Dar... Ce trebuie... Acum o să zică unii dintre telespectatorii noștri că primăria trebuie să se ocupe de administrație și nu de turism. Nu, dragi telespectatori, primăria trebuie să asigure infrastructura necesară pentru ca turismul să se facă cum trebuie în Târgu Jiu și știm că există acel proiect pentru axa Brâncuș care este într-adevăr foarte, adică este cel mai important, e coloana vertebrală, chiar dacă este perpendiculară pe oraș, este coloana exact, vertebrală exact. A orașului și nu s-a reușit până acum să arate cum trebuie. În ce stadiu suntem cu acel proiect de infrastructură, de amenajare? La sfârșitul sau începutul lunii octombrie, discuțiile sunt că la Târgu Jiu va fi predat dosarul, proiectul finalizat. Bineînțeles că vor mai apărea modificări de-a lungul timpului și e bine, înseamnă că vom găsi soluții mai bune. Începe cea mai grea etapă. Începe etapa în care toată țara trebuie să conștientizeze că această axă, această cale a eroilor este o via sacra sau un axis mundi sau
cum o vrea fiecare să-i spună, a poporului român. Nu este a târgujienilor. Noi avem obligația ca proprietari să o întreținem, obligația ca proprietari să o propunem, dar este a poporului român. Este o cale a eroilor pe care Brâncuș a ridicat-o, a creat-o, a așezat-o în acest oraș în memoria eroilor neamului căzuți pentru a se săvârși Marea Unire în 918. În momentul de față, după ce vom primi acest proiect, spuneam, urmează etapa cea mai grea în care guvernul va trebui să aloce fonduri, va trebui să identificăm proiecte europene pentru acest proiect, va trebui să găsim resurse locale pentru acest proiect. Cum va trebui văzut acest proiect? Acest proiect nu va trebui văzut doar ca pe o amenajare peisagistică, pentru că proiectul este mult mai amplu. Calea Eroilor se dorește a fi o cale care va fi întretăiată de străzi cu circulație rutieră cât mai puțin posibil. Pentru asta, pe strada Popa Șapcă apare un pasaj rutier care va fi folosit de mașini. Pentru asta apar parcări în spatele hotelului Foarte Gorj, important. Parcări subterane. Apar la Biblioteca Județeană, în piața de acolo, piața Satuial Magheru, apare parcare subterană, pe unul sau două nivele, să vedem. La Piața Mare este un proiect pentru o parcare supraterană, 300, aproape 400 de locuri de parcare și mai ales parcare pentru autocare. Tocmai. La stadion, de asemenea, loc pentru a parca autocarele, pentru că este lângă parc și locuri de parcare puse la dispoziție pentru turiști și nu numai. Și pentru proiectul, stadion. Sigur, proiectul înseamnă devierea infrastructurii, rețelelor pe sub pământ. Proiectul înseamnă ca aerian să nu mai avem pe calea eroilor niciun cablu, nici de telefonie, decât stâlpii de iluminat. Atât vor rămâne pe calea eroilor. Da, pentru că se știe că există țări care respectă acest lucru. Singur. Nu poți să faci o fotografie, nu poți să admiri o operă dacă e înconjurată de stâlpi și de sârme. Sigur. Noi, de exemplu, când mergem și facem filmări de muzică populară și artistul e îmbrăcat în costum tradițional, trebuie să căutăm în județ, nu vorbesc de Târgu Jiu, unde oricum e o concentrație de populație și de să căutăm zone unde nu există stâlpi, unde nu există sârme, unde nu există așa ceva. Îți obturează și îți strică efectiv imaginea. Am găsit înțelegere la echipa de la primărie, alături de care am venit și eu în urmă cu un an, și în mod special la domnul primar Florin Cârciumaru, pentru a pune în valoare operele de artă pe care le avem în acest oraș. Și în primul rând să pornim cu cele mai valoroase statui pe care le avem aici. Statuia lui Tudor Vadimirescu, care va trebui în jurul ei peisagistic să aranjăm lucrurile, să nu mai fie obturată nici de cabluri, nici de mai știu ce panouri publicitare de pe acolo. Parcul trebuie să aibă o altă viziune care să o pună în valoare. Bun, sunt proiecte care nu se pot realiza peste noapte. E bine că există voință din partea echipei și lucrurile trebuie să realizate. La statuia, de exemplu, a Ecaterinei Teodoroiu, care se află în zona CAM, am găsit o soluție, poate de compromis, dar care funcționează. Am montat în spatele ei, am plantat vegetație tuia uriașă și atunci am protejat vizual, nu mai e agresată de reclamele publicitare, are magazinelor din spatele ei. Pentru că nu poți demola acum magazine după ce au fost făcute în urmă cu, mai știu eu, 20 de ani, când legislația permitea astfel de lucruri. E pusă în valoare. Este statuia lăsată de Petre Irimescu la Casa de Cultură a Sindicatelor, a lui Brâncuș, iarăși poate una dintre cele mai valoroase pe care o avem la Târgu Jiu, care va trebui pusă în valoare și ea mai mult. Curățată vegetația din zonă, găsite soluții pentru devierea stâlpilor de troleu pentru că în anumite puncte o obturează, dar asta se va întâmpla pentru că este un proiect prin care modernizăm linia de troleibuz a municipiului Târgu Jiu și atunci vom avea cu siguranță posibilitatea de a pune în valoare statuia asta așa cum și-a dorit-o și autorul și așa cum ne dorim și noi toți. Deci, iată că sunt lucruri care par lucruri simple,
Dar care, dacă le rezolvăm, nu sunt simple, dar dacă le rezolvăm, ne ajută foarte mult. Am reușit și am scanat statuia lui Tudor Vladimirescu, o statuie foarte, cu o istorie foarte frumoasă. Am scanat-o cu cei de la Institutul Național de Optoelectronică, ne-au ajutat, au înțeles și ne mai ajută și cu alte opere din oraș de genul acesta și am reprodus-o ca suvenir. Și vreau să vă spun că am plăcut impresionat, am intrat la Muzeul Național al Istoriei la București și la vânzare era statuia lui Tudor Vladimirescu de la Târgu Jiu. Ceea ce înseamnă o reclamă Corect. pentru noi. Și pe care putem să o vindem și la Târgu Jiu. Și care acum, normal, va fi la vânzare și la Târgu Jiu. Dar, repet, parcă nu vine a cheltui din banii publici să achiziționeze suvenirurile astea, să aștept să se vândă. Aș încuraja privatul Da, să mergeți facă în lucrul ăsta. continuare pe varianta asta de consignație, care nu vă. Acum nu sunt foarte mulți producători care acceptă varianta asta de consignație, dar Dar sunt. ușor, ușor lucrurile Deci toate le obiectele punem care se la... află la centrul Brâncuși și la vânzare sunt în regim de Sigur că da. consignație. Sigur că da. Și nu. Sigur că Și da. automat primăria nu investește, în schimb își păstrează comisionul de consignație, adică câștigă, practic. Suntem Face și într-o promovare și câștigă pentru asigurarea categoric, categoric. Nici cheltuielilor nu trebuie mai locației. mult Nici nu e pentru nevoie noi. de mai mult. Suntem în discuții constructive și cu cei care trebuie să decidă, cu cei de la Vizarta, care trebuie să decidă pentru a reproduce ca suveniruri operele lui Brâncuși. Până acum, problema care a fost legată de Vizarta, firmă care de fapt protejează dreptul de imagine al artistului la nivel mondial. De ce? Nu știam nici eu lucrurile astea în amănunt decât în momentul în care am discutat cu dânsii. Dacă discutăm, de exemplu, de o reproducere a coloanei fără sfârșit, că vorbim de o fotografie pe o vedere, că vorbim de un magnet de frigider sau vorbim de o machetă din metal, trebuie să-i respectăm autenticitatea ei, proporțiile, numărul de module, verticalitate și așa mai departe. Nu poți să o pui într-o lumină proastă, nu poți să o prezinți sub o altă formă decât argumentând foarte bine. Că în fotografie poți să faci o fotografie că dă bine cu o porțiune din coloană. Corect. Nu zice nimeni nu. Dar nu poți să te trezești că îi place unuia cum arată Pantera Roz lângă coloana noastră fără sfârșit și scoate niște magneți de frigider cu Pantera Roz la coloana fără sfârșit. Sau Dânsii să dețin drepturile faci astea de imagine și produse de... care deformează operele, Categoric. care nu respectă proporțiile. Asta e foarte Categoric. grav. Am văzut și eu căni cu chipul unor persoane care erau teșite, că nu le-a intrat pe cană. Probabil au luat o mărime mai I-a mică. mai turtit un I-a mai pic în turtit cap. puțin, nu mai semăna nici cu... Bun. Aici lucrurile și noi, în discuțiile care le-am avut cu Vizarta, eu și noi le-am pus de manieră următoare. Noi suntem proprietarii acestor opere și noi vrem ca Vizarta, de câte ori oferă acord cuiva să folosească imaginea operelor, pentru că ei dau acord să folosești imaginea operelor, să aibă și acordul nostru. Și suntem în discuții pentru a Corect. încheia un astfel de parteneriat. De Ca ce? proprietari, e Pentru că normal. tocmai asta le-am spus, noi cheltuim, întreținem, facem curățenie, promovăm, monitorizăm, ne luptăm pentru restaurări cu autoritățile centrale. Și mai departe ne dorim turiștii acolo și mai departe noastră puteți la un moment dat, așa cum s-a întâmplat nefericit, să facă un spot unde veneau niște oameni și mâncau la masa tăcerii. A fost exemplul ăsta. Bine că au scos spotul de pe televiziuni foarte repede pentru că a existat reacție din partea Târgu Jiului, din partea primăriei, a presei locale. Șansa a fost și acum 2 săptămâni să-i cunosc și pe producătorii de la firma de publicitate care a făcut spoturile pentru banca respectivă și pe reprezentanții băncii. Și am avut o discuție amicală și unde am constatat că e foarte important și le-am și transmis și dânșilor, e foarte important să știe că la Târgu Jiu, de exemplu, dacă vor să folosească operele lui Brâncuș, nu este suficient să aibă acordul Vizarta pentru a folosi imaginea. E foarte important să știe că la Târgu Jiu, pe lângă centrul Brâncuș, funcționează un consiliu științific, unde sunt oameni care au scris mii de cărți, mii de pagini despre Constantin Brâncuș. Sunt oameni care și-au dedicat viața lui Constantin Brâncuș. Sunt regizori.
de film, din televiziunea națională, care au făcut filme premiate, sunt cercetători, sunt oameni cu experiență în domenii diferite care ne ajută pe noi aici la Târgu Jiu și Centrul Brâncuș. Și dacă ei ar apela la noi, asta le-am și spus, fără să le reproșez nimic. Le-am spus, dacă ați fi apelat la noi, v-am fi spus că nu e bine să faceți dați o reclamă în care niște oameni mănâncă la masa tăcerii. Pentru că iată ce s-a întâmplat. Ați muncit degeaba poate 2 luni de zile. Și ați dat niște bani. Și ați cheltuit niște bani. Și ați cheltuit niște bani. Au muncit. Și atunci și cei de la Vizarta, probabil săptămâna viitoare va exista încă o rundă de discuții amicale, normale, nu suntem neapărat adepții să ne apucăm acum să scriem protocoale sau angajamente între noi ca să stăm după juriști, după... Nu, lucrurile să fie înțelese simplu și de o parte și de cealaltă și să ne ajutăm, pentru că de fapt despre asta vorbim. Avem un interes comun, fiecare vrea să câștige în urma moștenirii lăsate de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu în cazul nostru și atunci trebuie să ne așezăm la masă și să vedem fiecare ce trebuie să facă. Și automat se va câștiga la nivel global, pentru că respectând operele lui Brâncuș și noi și cei care au ocazia să ajungă aici sau, mă rog, iată, societăți din țară care vor să se lege de Brâncuș pentru a-și promova produsele. Categoric. Câștigă mai la imagine, că... plătesc niște bani. Noi câștigăm niște bani aici. Mai ales că, bun, mai departe trebuie și foarte mare atenție. Adică nu poți să permiți și la o firmă de lingerie intimă să pună să simboluri brâncușiene pe respectivele acum produse. Acum depinde că americanii pun și steagul pe costumul de baie. Știu că îl pun, dar totuși trebuie lucrurile să le... Avem altă grilă de valori noi europenii față de amalgamul din America. Da, iar steagul e una și operele lui Brâncuș da. Sigur că da. Sunt cu totul altceva. Într-adevăr, e o moștenire nu așa de ușor de dus, mai ales că este și într-un spațiu public liber în care oricine are acces la opere și e destul de greu să le protejezi atât cât să, adică să poată să fie vizitate, dar să nu fie agresate, pentru că s-a întâmplat. Bun, de-a lungul timpului știu și eu că din auzite n-am trăit o experiență, Doamne ferește, să o și trăiesc. Acum, vedeți dumneavoastră, soluții există. Mai timid, poate într-o primă fază, dar ușor trebuie să fim conștienți că noi deținem în parc și la coloană și în parcul central, deținem niște opere de artă. Prima discuție este cu cei care, cu vizitatorii, prima discuție pe care o avem. Colegii de la poliția locală în permanență se confruntă cu acest gen de probleme. Aceea că toți vor să se așeze pe scaune. Bun. Au înțeles și colegii de la poliția locală că trebuie să le explice că sunt niște opere de artă și operele de artă nu trebuie să atinse neapărat. Știu, o să mi se spună că, domnule, Constantin Brâncuș a spus că vrea ca operele sale să fie îmbrățișate, sărutate, mângâiate, atinse, da? Și eu am tendința asta, pentru că îmi plac și pentru că le iubesc. Dar și Michelangelo a vrut ca operele sale să fie, Madonna sa, să fie atinsă. Și iată că acum se află într-o cutie de sticlă. De ce? Pentru că asta au hotărât specialiștii. Da? Nu spun că trebuie să le punem într-o cutie de sticlă, că n-am avea cum sau am fi nebuni să gândim așa. Dar trebuie să gândim niște sisteme de perimetrizare, de jur împrejurul operelor și există soluții în acest sens și suntem pe cale, lucrăm la acest proiect. Atunci când te apropii de opere, să fii avertizat că te afli în zona de protecție a operei. Vorbim de două feluri de opere care le avem la Târgu Jiu. Dacă la Coloana fără sfârșit, care este din metal, să spunem că n-ar fi o agresiune, că pui mâna pe ea, că n-ar fi o problemă, la piatră lucrurile stau altfel. Dacă ne așezăm, și că întreabă și mulți și da, să o încerce, sunt mulți care spun, dar ce-i fac dacă mă așez? Bun, dar ai pe dumneata o pereche de blugi care are capse la buzunare și acelea agresează
poate nu văd sau nu vezi cu ochiul liber, dar în timp lucrurile astea contează. De exemplu, ai o verighetă la mână care poate zgâria opera. Da? Treci cu o geantă mai grea și îi rup exact. Colțul la un scaun. Și atunci, și atunci lucrurile scaunele trebuie de să pe facem... alee care sunt cu colțuri și chiar sunt unele ciublite din cauza sigur. De... De-a lungul timpului este o rocă moale acest travertin. Este o rocă moale. Acest travertin, atunci când îl șlefuiești, poate să fie neted, cum este masa dumneavoastră, dar la o jumătate de milimetru în interior să aibă o gaură atât, pe care exact. Nu o vezi. Da? Noi știm acum ce are pentru că le-am scanat cu raze Doppler, le-am scanat cu cei de la Institutul Național de Optoelectronică la nivel de moleculă, știm cum arată, știm ce să punem la dispoziție restauratorilor ca informații. Da? Dar să știți că am fost plăcut impresionat de faptul că a existat și din partea opiniei publice o reacție, chiar pe rețele de socializare în care cei care își făceau poze în picioare pe un scaun de la masă sau de pe alee, că erau făcute anul trecut, că erau făcute nu știu de când, n-avea importanță, era imediat certat pe rețeaua de socializare. Și asta a contat. Asta a contat. Însă, din păcate, încă mai sunt cazuri care nu înțeleg, e nevoie să mai aplicăm și amenzi. Da? Este, cum să spun, provocarea operelor pe care le administrezi aflate în spațiu liber. La Stonehenge nu te duci ca să pui mâna pe pietrele alea. Da? Piramidele nu cred că îți dă voie cineva să le atingi sau Sfinxul. Sau mai știu eu ce alte astfel de opere de artă, care sunt, mai ales care sunt în patrimoniul mondial, UNESCO. Deci la asta trebuie să ne pregătim, pentru că și generațiile următoare au nevoie de a avea și ei șansa de a duce mai departe aceste opere către generațiile de după ei. Da, suntem la final de emisiune. Îmi plac planurile primăriei Târgu Jiu legate de opera lui Brâncuș. Să știți că trebuie să le aplicăm împreună. Va trebui să facem front comun împreună la un moment dat, pentru că începând de la faptul că trebuie să conștientizeze opinia publică națională că e nevoie de acest proiect al Căii Eroilor, da? Până la face puțină educație civică, de a înțelege că poate la un moment dat se va impune ca parcul să fie închis noaptea, pentru că sunt niște opere inestimabile. Nu poți să lași Pokémonii liber noaptea prin parc, nu? Da, într-adevăr. Suntem la final de emisiune, motiv pentru care o să spun că abia aștept ca acest proiect să fie pus în practică. Abia aștept Calea Eroilor să o văd liberă și fără sârme și fără mașini care o intersectează și să poată turistul și gorjanul să se relaxeze parcurcând Calea Eroilor de la cap la cap. De jur împrejur să fie magazine cu suveniruri, terase, de ce nu? Galerii de artă, locuri plăcute, adică omul să se simtă bine parcurgând efectiv Calea Eroilor, pentru că la ora actuală trebuie să spunem și din păcate de atâta timp nu s-a reușit, îți trebuie mașină ca să ajungi de la coloană, mă rog, o iei prin oraș, pe toate străzile, ca să ajungi de la o operă la cealaltă, pentru că altfel dacă ai să mergi pe jos o să trebuiască să stai, nu știu, semafoare decât să stai la tren, faci escala de pe acolo printre șinele de cale ferată, aștepți să treacă mașinile, că bineînțeles ești pieton, dacă ai trecere, ai trecere, dar nu peste tot ai, sau chiar dacă ai. Trecere de pieton sunt, sigur, dar trebuie să aștepți să treacă creează mașinile. Creează un disconfort, într-adevăr. Nu se mai cheamă că faci turism, se cheamă că faci circulație prin Târgu Jiu la ora actuală. Adevărat, sigur, plus tocmai de asta suntem destul de hotărâți în proiectul acesta. Cât de repede se face, pentru că a trecut foarte mult timp de când trebuiau făcute. Să sperăm că acum, în sfârșit, se începe asta, mai ales că, de exemplu, opresc autocarele acolo, dar scrie interzis parcare. De unde știu autocarele că pot să parcheze acolo, la intrarea în parc? Bun, sâmbătă și duminica, parcarea acolo este la dispoziție pe da, da, banda 1. Da, semnul de circulație spune că n-ai voie. Este cu specificație, semnul de circulație de acolo specifică, sâmbătă și duminica parcarea este permisă pe banda 1. În ce limbă scrie? În limba română, mergem acum. Și dacă vine americanul?
Dacă vine americanul, acum Nu o cu să Google parchezi acolo. Translate, da, într-adevăr, uite, la asta nu m-am gândit și o să Eh? vă În mulțumesc. engleză, Vă engleză-franceză, mulțumesc. vă rog frumos. Vă mulțumesc. În general, să știți că autocarele cu turiști străini, mai ales de când avem centru de informare turistică, Se sună. interesează. Sună. Deja colegii au început să lucreze și în weekend. Avem ghid la dispoziție în weekend pentru grupurile care vin. Tocmai în ideea aceasta. Ei să știți că sunt foarte corecți atunci când vin în astfel de excursii. Nu vor să creeze probleme sau să își creeze probleme. Și asta e bine. Dar o să avem parcări, o să avem tot ce ne trebuie și o să avem o cale a eroilor să așa dea cum trebuie Dumnezeu, să fie. Să dea Dumnezeu. Să în cât timp? Ultima mea întrebare. Deja am depășit timp. Dați-mi voie să răspund la întrebarea asta după ce arhitectul Dorin Ștefan va fi prezent la Târgu Jiu și o să-l întrebăm împreună, de fapt, în cât timp noastră credeți că va fi, care va fi termenul de execuție a acestui proiect? Existând deja banii, că acum nu există. Bun, banii o să vină în etape pentru diferite lucrări conexe. Nu o să stăm, o să putem ataca acest proiect probabil din prima. Dar avizele va dura și pentru anumite avize. Dar măcar avize. Când începe putem ști? Dacă nu știm când se termină. Să vedem. Eu sper ca la anul deja 2017. Să începem să lucrăm la această cale a eroilor, la acest proiect, măcar la zona de infrastructură conexă acestui proiect. E un proiect care, de exemplu, știu că am depășit timpul, un proiect care nu înseamnă, repet, doar amenajare peisagistică, doar infrastructură, e un concept, orașul este inclus în calea eroilor. Această amenajare trebuie să pună în valoare inclusiv mausoleul Ecaterinei, trebuie să pună în valoare muzeul de istorie, trebuie create muzeul de artă, trebuie create noi muzee. Asta este conceptul echipei care lucrează la proiect. De ce să nu avem un muzeu al ceramicii, un muzeu al lemnului? Astea l-au inspirat pe Brâncuș. De ce să nu avem un muzeu al căii eroilor de la Târgu Jiu? Corect. V-ați gândit la asta vreodată? Nu m-am gândit, dar o să mă gândesc. Eu o să vă propun acea seară gurjenească pe care spunea cineva că nu se face, să o propunem noi în SATV. Ah, foarte frumos. Felicitări. O seară gurjenească, frate, da. Să o facem pentru toți turiștii, ne gândim. Și o filmăm și o dăm în direct să se vadă oamenii. Domnule viceprimar, mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept. Mulțumesc.